Găsit pe scara cuvintelor. Creștinii sunt invitați să cucerească lumea, astăzi mai mult ca niciodată. Fiindcă astăzi, mai mult ca niciodată, prin libertățile promulgate, lumea își susține cu afabilă obstinație dreptul de a se lăsa cucerită. Orice am spune, lumea inspiră și expiră prin cultură. Marea masă se subordonează elitei culturale sau, Abordând lucrurile din cealaltă perspectivă, elita culturală monopolizează marea masă. Iată de ce posibilitatea de a cuceri lumea se întrevede doar din interiorul cercului elitist, inaccesibil oricui. Nu poți influența lumea ca anonim, chiar dacă dispui de o proeminență vocală ieșită din comun. Îți trebuie o platformă configurabilă prin vocație culturală. Prin unicitate muncită, prin subtilitate strategică, lumea, așa cum o vrea Dumnezeu, ar trebui să respire prin Biserica lui Hristos. De fapt, prin Hristos. Doar El o ține în viață și doar El o poate salva. Biserica este, ca trupa lui Hristos, un substituent al Lui în această lume, tocmai pentru că Hristos trăiește în ea și se face prezent în lume prin ea un substituent comunitar, uman, mundan, palpabil. Este dovada concretă, imediată, vizibilă a salvării. Ceea ce trebuie ea să facă constă în a promova, prin toate mijloacele de comunicare posibile și actuale, vestea salutară a morții și învierii răscumpărătorului lumii. Hristos a realizat un act de transfer al vieții morții și învierii sale asupra comunităților care îl respiră, care trăiesc în, pentru și prin el. A trăi creștinește înseamnă, prin urmare, a trăi în consonanță cu chipul și asemănarea lui Hristos, rostirea salutară a Creatorului însuși. Creativitatea este trăsătura fundamentală a celui pe care îl numim Creatorul văzutelor și nevăzutelor. Prin urmare, a trăi creștinește înseamnă a trăi creativ. Biserica lui Hristos, și mă refer la cea evanghelică, nu reușește, din păcate, să-și înțeleagă acest obiectiv întru totul. Ea se marginalizează, se ghetoizează, se izolează de restul lumii, previzând că numai și numai așa își poate împlini celul pentru care a fost plăsmuită. Astfel ajunge să-și formeze propriile cercuri elitiste, constituite în principal din predicatori iar predicatorii se erijează în reducționiști culturali, în inchizitori ai neamurilor și ai produsului cultural al acestora. Ei apostrofează și condamnă realizările culturale, adâncind tot mai mult procesul de ghetoizare al comunității pe care o conduc. Iată, cultura creștină ajunge să fie o cultură a predicării, retractilă în fața lumii. Comunitățile evanghelice din România seamănă, în esență, cu comunitățile Amish din Statele Unite. Prin atitudine, ele par a spune că Dumnezeu a fost depășit de evoluția societății și că singura posibilitate de a trăi creștinește are legătură cu evitarea ori chiar respingerea acesteia. Dar în manifestarea socială, ea se folosește de produsele culturale ale societății pentru a trăi cât mai bine. Am condamnat deja această formă de ipocrizie, că cea se arată pronunțat celor din afară. Dacă tot trăim într-o societate postmodernă, menirea noastră nu este aceea de a o respinge și condamna, ci aceea de a o vaccina, de a o influența, de a o ajuta să respire un alt aer. Mă miră exclamațiile afectate ale unor predicatori. Uitați-vă în ce lume trăim, spun ei, fără însă adăuga, noi am lăsat-o să fie așa. Noi suntem, de fapt, vinovați pentru necredința acestei lumi, fiindcă noi suntem chemați să o cucerim, să o influențăm, să o facem mai bună, iar faptul că este din ce în ce mai rea este dovada clară că nu ne facem treaba. Biserica ar trebui să formeze cercul închis al elitismului cultural. Ea trebuie să se folosească de formele de comunicare actuale pentru a-și promova valorile, adevărurile de credință, însă ea continuă prin ghetoizare să se evangelizeze pe sine, pentru că închiderea porților în fața lumii, iar afirmația mea s-ar putea să surprindă, o îmbolnăvește de necredință. În cercul ei strâmt, biserica își creează propria cultură, rudimentară, depășită, căci mizează pe forme de comunicare învechite, fără putere, neconvingătoare. Comunicarea este elementul cheie, comunicarea culturală este pronunțat estetică, dar elementul estetic nu este important pentru o cultură a predicării, unde mesajul este predominant verbalizat, iar ceea ce se urmărește este numai accesibilizarea lui. Biserica a abandonat, din păcate, domeniul estetic, uitând că instanța creatoare este ea însăși instanța estetică supremă. În concepția bisericii, doar ceea ce este pragmatic este estetic, adică duce la fapte bune, iar ceea ce este estetic nu poate fi pra pragmatic, căci nu este legiuitor și, în consecință, nu este relevant. Greșeala ține de confuzia care se face între Evanghelia lui Dumnezeu și Evanghelia moralității. Dumnezeu nu a coborât pe pământ prin Isus spre a ne impune noi precepte morale, ci spre a ne face să iubim mai mult, manifestându-ne această iubire în moduri tot mai creative exact așa cum a făcut el la creație. Am găsit în biblioteca mea personală, cu câteva săptămâni în urmă, o carte nu foarte groasă, scrisă de Lin Larivier, intitulată Creativitatea și Artele și a apărut în 2005 la editura Rizoprint în traducerea Ancăi Ciora. Este o carte perfectibilă care ar merita reeditată. Cei care încearcă să suprime creativitatea în om, spune în ea autorul, el însuși artist, acționează împotriva naturii lui Dumnezeu. Arta, folosită corect, este o modalitate fantastică prin care îl putem glorifica pe Dumnezeu. Așadar biserica este obligată să încurajeze darul fiecăruia până la potențialul său maxim. A lăsat domeniul estetic în mâna neamurilor înseamnă a abandona frumusețea în mâinile celor care, trăind în întuneric, o pot transforma într-o frumusețe demonică. Cam așa cum au făcut urmașii lui Cain, angrenând în realizările lor culturale o motivație greșită, cauza răsturnării valorilor. Suprimarea creativității produce un efect devastator. Produce omogenizarea comunității prin pierderea completă a identității. Dumnezeu și-a afirmat identitatea în repetate rânduri, fie în relație cu sine, acel eu sunt din exod, cu accente apofatice, prin apofatism, înțelegându-se inexistența unui concept care să-l surprinde cu adevărat, fie deci în relație cu sine, fie în competiție cu zeitățile cărora le-a dovedit impotența și inutilitatea, identificându-se pe sine drept singurul atotputernic identitatea noastră nu poate fi surprinsă decât în relație cu cel care, manifestându-se nemăsurat și creativ, ne-a conceput unici. A încerca să ne înnebușim identitatea înseamnă practic a lupta împotriva caracterului dumnezeiesc, creativ, care a fost sădit în noi. Rezultatul, o viață cenușie, plictisită, o închinare monotonă, Sărbători întoarse, întoarse spre noi înșine, minți crăpate de uscăciune, pe scurt, o cultură asanată în care putrezesc, din pricina redundanței, forme de comunicare învechite. Omul a fost creat spre a se închina lui Dumnezeu, dar închinarea nu se reduce la rugăciune, la predică, la cântec. Închinarea cuprinde toate domeniile de manifestare, sociale sau comunitare. Câte vreme acestea se supun instanței estetice supreme. Sunt, adică, foarte bune, fiindcă sunt dedicate celui care este sursa binelui suprem. Închinarea, spune Lin, poate fi arta de a servi ceaiul, arta de a picta sau de a face afaceri. Închinarea adevărată este o atitudine, modul de viață al unui preot regal. Când înaintea unei acțiuni așezăm noțiunea de artă, în acțiunea noastră prevalează trăsătura estetică. Iar când trăsătura estetică se fundează pe voia lui Dumnezeu, se cheamă că acționăm în formarea unei culturi evanghelice. Spuneam înainte că o cultură evanghelică ar trebui să se constituie ca un vaccin, ca un element purgativ în contra culturii profane, asemenea lemnului care, în cartea Exod, a făcut apa din sărată dulce. Pentru a descrie o astfel de influență, Lin se folosește de scena în care prorocul Elisei aruncă în oala cu supă o mână de făină, făcând conținutul din otrăvitor comestibil. Câți dintre noi nu avem tendința de a respinge și a întoarce spatele culturii în care trăim doar pentru că pare o otrăvitoare, întreabă retoric firește autorul. De ce n-am adăugat și noi niște făină? De ce nu ne-am dărui pe noi înșine ca să neutralizăm puterile întunericului? Dacă ne închidem doar în ghetourile noastre mici, putem fi siguri că nu vom putea aduce nicio schimbare. Dacă nu facem altceva decât să ne ascundem, nu avem dreptul să vorbim sau să ne plângem. Noțiunea de creativitate este dependentă ontologic de noțiunea de nou. Câtă vreme formele noastre de comunicare sunt redundante, adică în putrefacție, noutatea nu poate fi ceva tangibil. Cântarea nouă pe care o menționează David este rezultatul creativității neinhibate, rezultatul reînnoirii continue. Iar reînnoirea nu se definește niciodată static, ci presupune o continuă mișcare ascendentă, ciclică, după modelul spiralei care urcă la nesfârșit. Dar noutatea este suprimată și de teamă. Teama de opinia publică, mereu înțeleasă în ipostaza sa critică. Teama, credelin, este robie, ea paralizează, inhibă, anulează libertatea de alegere. Teama și intimidarea sunt armele favorite ale diavolului. Iar Biserica Evanghelică de astăzi pare, în raporturile pe care le are cu cultura, retractilă, extrem de temătoare, extrem de intimidată. Din acest motiv ea se arată celorlalți și chiar este așa, predominant necreativă. Când nu creezi nimic, o spun, fiindcă știu asta, nu-ți rămâne decât să critici. Biserica Evanghelică etichetează fiindcă delimitează. Impotența ei în artă este, în primul rând, consecința delimitării sacrului de profan. Ghetoul este sacralizat, iar restul lumii este profanat, ca și cum diavolul revendică teritoriul secular ca fiind al lui, iar creștinii se retrag în adunările lor sfinte. E adevărat că mediul evanghelic nu are clădiri de tipul Axis Mundi, așa cum se întâmplă în religiile creștine tradiționale. Dar și aici trupul comunitar este asociat cu o clădire de felul acesta, sfântă, protectoare, confortabilă. Pietre vice închid un spațiu spiritual bine delimitat. Și totuși, delimitarea este greșită, fiindcă profanul este respins, iar sacrul este întemnițat prin excluziune. Pământul este al Domnului. Până în secolul XVII, spune Lin, nu exista o distinție între secular și viața creștină. După această perioadă s-a instaurat o delimitare între aceste două concepte. Sprijinul pentru artiști a început să scadă considerabil, iar dezvoltarea artelor a fost în mâinile lumii seculare. Ca urmare, roadele culese au dobândit un caracter secular. Suntem chemați să trăim în această lume, dar fără să fim ai lumii. Să ne înțelegem. Și dau aici cuvântul autorului. Domnul se bucură de orice manifestare artistică cât câtă vreme motivația este corectă, este ascendentă, adică relevantă, sfântă, adică distinctă. Biblia ne dă nenumărate exemple. Arta are de jucat un rol bine definit. Ea nu este o boală ce trebuie evitată. Creativitatea nu este păcătoasă. Creativitatea îl glorifică pe creator. Ghetoizarea este respingerea lumii, respingerea profanului, sacralizarea unui cerc comunitar exclusivist. Dar ghetoizarea înseamnă adunarea la oaltă a celor care gândesc la fel, înseamnă deci uniformizare. Ori, dragoste adevărată, face diversitatea posibilă. Isus Hristos a fost extrem de creativ. În cultura din timpul lui, adevărurile practice, eficiente, nu erau la mare căutare. Imaginația conta mai mult. Iată de ce, în Orientul Mijlociu, povestitorii erau prețuiți, ei influențau cultura. Iar aici, atenție, felul în care spui ceva este de multe ori mai important decât ceea ce spui. Și Lin continuă, Iisus știa să combine ambele elemente. El a așezat adevăruri practice în povestiri de valoare, Observați, vă rog, importanța domeniului estetic. Unele dintre parabolele sale erau picturi zugrăvite prin cuvinte, altele sunt scripire ale imaginației, altele sunt aproape ca unele scenarii de film, iar altele sunt fantastice povestiri scurte sau romane în miniatură. Să descurajăm, deci, creativitatea? Există atât de multe modalități de a comunica adevărul în cele mai variate forme de exprimare artistică. Și mai departe spune Lin, lui Isus nu i-a fost teamă să se folosească de mijloacele contemporane de comunicare, cum nici nouă nu ar trebui să ne fie teamă. Dar nevoia aceasta de a ne eficientiza viața ne suprimă creativitatea. Etica protestantă a muncii este deja proverbială. Nu mai știm să risipim de dragul celorlalți. A risipi ceva pentru ca semenul tău să fie binecuvântat este o atitudine a împărăției Evanghelicul însă pare tot mai interesat de prețul mirului turnat de femeie pe capul lui Isus. Visez la ziua în care comunitatea evanghelică din România va fi arătată cu degetul nu pentru că e criticabilă, ci pentru că e admirabilă. Visez la ziua în care, întâlnindu-mă cu un fost coleg sau cu un vechi prieten, voi auzi din gura acestea, Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ fiindcă am văzut ce poate face prin voi. Am văzut cum cuceriți lumea și aș vrea să fac și eu parte dintre cuceritori. Am văzut că lumea respiră prin voi și vreau și eu să fiu viață pentru această lume. Am văzut cât de pregătiți sunteți, am văzut cât de mult influențați această lume. Văd că lumea este schimbată continuu de voi și vreau să o schimb și eu, fiindcă de când v-am văzut în acțiune, a început să-mi fie scârbă și mie de această lume. Vreau ca Dumnezeul vostru să fie și Dumnezeul meu. Bineînțeles că sunt patetic, precum autorul. Doar visez cu ochii deschiși, precum autorul.